Autobuzele au început deja să circule prin Vernești de ieri. Traseele 23, 24 și 25 sunt operaționale și transportă călători dinspre Mirea, Cândești și Zorești către Buzău, iar în municipiu, pe traseul Clubul Polițiștilor Unirii, gară strada Horticolei. Între timp au fost perfectate înțelegeri cu diferiți agenți economici din Vernești pentru comercializarea biletelor de autobuz. Din data de 2, Transbuzul desfășoară traseurile care le avem luate prin hotărârea Consiliului înființat de ADI Trans Mărăcineni, Transbuz Mărăcineni, că asta este ADI Mărăcineni. Orarul este bine pus la punct. Primele curse pleacă de la 5:40 din fiecare capăt de linie, de la Zorești, Mierea, Cândești. Toți cetățenii pasă și procure biletele de la centrele comerciale care au deja încheiate contracte cu Transbuzul. Pe toate cele trei trasee, autobuzele vor circula cu o frecvență de 60 de minute, iar dimineața vor pleca de la capetele de linie înainte de ora 6.